Declarațiile privind sistemul antirachetă nu pot să ne intimideze, afirmă Klaus Iohannis, care răspunde amenințărilor președintelui Rusiei. Acesta din urmă a avertizat că și România s-ar putea afla în raza de acțiune a rachetelor ruse. Atât România cât și Polonia ar putea fi țintele rachetelor ruse, deoarece țările găzduiesc elemente ale scutului antirachetă american, considerate de către Moscova o amenințare directă. Însă Iohannis consideră aceste amenințări ca fiind nefondate. Recentele declarații din partea Federației Ruse legate de sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice sunt incorrecte pe fond, pentru că sistemul nu are absolut nicio legătură cu Rusia. Ele nu pot să ne intimideze. Dimpotrivă, aceste amenințări fără bază reală reconfirmă faptul că abordarea noastră de întărire a securității NATO ca reacție legitimă la atitudinea Rusiei în regiunea Mării Negre este cea corectă. În ultima perioadă, Moscova a afirmat în repetate rânduri că va lua măsuri pentru asigurarea securității.